cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Mesagerul din Neamț, știri din Neamț, în direct. Nu prea agreem partea cu înregistrările, doar atunci când nu există altă soluție. Astăzi, pentru că e cald, pentru că e frumos, pentru că ieri a mai și picat un pic de ploaie pe aici, pe acolo, ne-am gândit să vorbim despre performanțe și contraperformanțe în Neamț. Neamțul este un județ, cum am mai spus eu de atâtea ori, care inspiră. Din Neamț au plecat o groază de lucruri. Și oamenii învață lucruri bune din activitatea noastră. Acum, de câteva zile, se vorbește, l-am văzut ieri, inclusiv pe unul care zice că e ministru de justiție, Cătălin Predoiu, sau de interne, ceva de genul ăsta. Nici mai are importanță, pentru că Cătălin Predoiu este în tot și în toate. Atâta timp cât îi se spune să fie în tot și toate. Deci este ministru de interne și aici într-o conferință de presă și ne-a anunțat frumos că, domnule, de acum încolo, gata, s-a terminat. Ne vom lupta cu drogurile până la ultimul. Și după aceea, de amețiți ce o să fim, o să le luăm în continuare. Deci domnul acesta, a vorbit de cazul acelor fete, de băieți și fete, un băiat și o fată și plus încă mai mulți accidentați, pe litoral. Pentru că un tânăr, drogat la volan, s-a dus, a intrat în ei, s-a întâmplat nenorocire, am aflat că înainte a fost oprit conștiincios de niște polițiști, a anunțat că ăsta are un comportament în trafic, nu știu cum, l-au testat pentru alcool. A, pentru drog, nu că n-aveau drug test. Aveau. Dacă n-aveau. Și i-au dat drumul, după care a urmat nenorocirea. Și acum se vorbește peste tot, domne, droguri. Am văzut ieri pe una din, cum spune un coleg, televizuinile astea naționale, o emisiune în direct, domnul ministru, și după aceea se comentau spusele lui și spunea acolo o doamnă și dă-i și luptă împotriva celor cu drogurile, că uite cazul ăsta. Băieți, dar cazul de la Piatra Neamț, hai să spunem de la Dumbrava Roșie, acum câteva ziulici, l-ați uitat? Acolo nu cumva avem de-a face cu lucruri asemănătoare? Nu cumva erau niște tinerei care se ocupau cu chestia asta, care urmăreau evenimentele cu elevi, se duceau și mai vindeau câte o țigară mică, mai vindeau câte o pastiluță și a murit o fată. O să spuneți, doamne, a ce-i treaba ei că s-a dus acolo și a ajuns acolo. Da, dacă pe litoral s-au dus un grup de tineri să-l sărbătorească pe altul, la Vama Veche, aici, la Piatra Neamț, nu s-au dus chiar de capul lor. S-au dus într-o formă organizat-dezorganizată de conferință, oficial-neoficială, cu secretar de stat, roboți, oficiali locali, chiar primar acolo, consilier primar, deci oficial-neoficial, la Teatrul Tineretului a ajuns oficial-neoficial cu cerere de la liceu, cu sau fără bani, nu mai contează. Despre ce vorbim? Ăsta nu este un caz despre care trebuie să vorbim. Păi ar trebui să vorbim. Ar trebui să vorbim fără patimă. Fără să ne gândim, domnule, stai un pic, adică cum să ne cerceteze pe noi? Cine, domnule, să ne cerceteze pe noi? Și mă refer aici la Petru Rareș, la conducerea Petru Rareș. Cine să ne cerceteze pe noi? Că noi suntem Everestul. Știți, acolo nu prea e aer pe Everest. Dar este Everestul și restul sunt sub noi. Cum spuneam, mesagerul de Neamț a
promovat liceul Petrulare și rezultatele lui. Dar acum am văzut o chestie absolut jenantă, ca să nu spun aberantă, exercițiu democratic liber pentru toți, o petiție care spune cam așa: semenează petiția hashtag subține echipa managerială al Colegiului Național Petru Lareș. Așa scrie, așa citim, semenează. Semenează, nu semenează. Și acolo, niște tineri, evident că bine intenționați, trecuți prin Petru Lareș și cu cultul acesta al liceului Petru Lareș în sânge, probabil, vin și spun, domnule, de ce inspectoratul școlar s-a apucat să cerceteze echipa managerială a Colegiului Național Petru Lareș? Suntem convinși că greșeala din titlu nu le aparține lor. Semenează este de la Ion, robotul Ion, care a preluat chestia asta și a pus-o acolo. Și apare cam așa: asupra echipei manageriale a Colegiului Național Petru Lareș a fost dispusă cercetarea disciplinară de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Punct. Deci, am creat cadru apocaliptic în care conducerea managerială a liceului este cercetată de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Cum altă instituție care ar putea cerceta o instituție managerială, că ăștia au contract cu inspectoratul, semnat sau cu ministerul. Nu cunoaștem, ne gândim dacă nu cumva trebuia cercetată la partid. Și mai departe, conducerea ISJ Neamț reușește să facă acest lucru legându-se de organizarea conferinței model United Nations, MUN, la Piatra Neamț. Și acum citiți fraza: precedată de decesul tinerii de 16 ani din București, virgulă, eveniment neplăcut și neașteptat ce a avut loc o seară înainte de deschiderea oficială a conferinței, virgulă, care nu a ținut de organizatori. Deci n-am înțeles, care nu a ținut de organizatori deschiderea oficială sau evenimentul neplăcut și neașteptat de cu o seară înainte, adică decesul fetei. Oricum, mergem mai departe. Conferința a fost organizată exclusiv de elevi din țară și de la Colegiul Național Petru Lareș. Deci rețineți, am apărut un element nou. Elevii din țară au organizat. Asta se cheamă disiparea răspunderii. Evident și cu litere mari, susținuți de conducerea colegiului care a oferit tot sprijinul în această acțiune a elevilor, nefiind implicată direct în organizarea evenimentului. Dacă nu ați să înțelegeți, conferințele MUN se desfășoară anual, neavând cadru oficial, fiind oportunități de dezbatere la care participanții participă pe propria răspundere în diferite orașe din țară. Elevii se pot înscrie la aceasta numai dacă trimit acordul de participare. Și după aceea apare sentința. Astfel, susținem faptul că nu pot fi acuzați directorii liceului pentru lucruri care nu ținea de ei, organizarea evenimentului, și nu credem că această cercetare disciplinară este una întemeiată, având în vedere că echipa managerială a Colegiului Corpului s-au îngrijit de fiecare dată de elevi, probabil și acum, au reușit să organizeze evenimente de excepție și cu impact asupra comunității, chiar și cu ISJ Neamț ca partener, instituție care acum îi atacă în condițiile în care se cunoaște ce se face la Colegiul Petru Lareș e bine făcut și poate nu se mai face în alte instituții din Neamț și de ce nu din țară. Probabil că nu se mai face, că fiecare este, să spune, are un specific, fiecare liceu are un specific. În concluzie, spun cei care au creat petiția, probabil și cei care au aderat la ea, ne declarăm împotriva demarării acestei proceduri nefondate de cercetare disciplinară declanșată împotriva direcțiunii Colegiului Național Petru Lareș din motivele mai sus arătate. Oameni buni, trăim într-o societate așa zis democratică. Democrația poate fi înțeleasă în fel și chip. Dar să vii tu să spui că te declari poți să te declari împotriva demarării unei asemenea anchete,
că așa ți se pare ție. Dar să încerci să sugerezi că orice anchetă sau că această anchetă se face fără temei, este dincolo de democrație, este o forțare care se face asupra unui demers. Normal, atâta timp cât tu, ca liceu, ai emis un comunicat și ți l-ai asumat că ești coorganizator. Deci, demersul acesta poate fi negat, dar el este unul perfect normal. Ia haide să încercăm un exercițiu de imaginație. Nu că s-ar putea întâmpla, Doamne ferește. Dacă director la liceu, la Colegiul Național Petru Rareș, era doamna Florentina Luca Moise și inspector general era domnul Oniciuc sau poate chiar doamna Drexler. Câte minute ar fi durat până când doamna Moise ar fi fost suspendată din funcție? Ce credeți? Eu cred că nu foarte multe. Așa că nu e nimic nedemocratic în a face o cercetare de acest gen. Nu e rușinos să te duci să dai explicații și să te aperi și să spui, da, domne, uite, noi am greșit că nu v-am anunțat pe voi. Am greșit că nu avem un parteneriat semnat. Dar noi l-am pus la dispoziție pentru că era vacanță, aveam spațiile goale, etc., etc. Și am greșit că am făcut o adresă la Teatrul Tineretului, asumându-ne noi chestia cu sala. În rest, noi avem rezultate, avem olimpiade, avem copii, ne-am dus în lună, ne-am dus în martie, ne-am dus în Texas, ne-am dus peste tot, am făcut, suntem cunoscuți, am întărit brandul de liceu, am scos Piatra Neamțul la lumină din mlaștina și marasmul în care se află și pentru asta merităm să rămânem în continuare directori și ne asumăm partea noastră mică de greșeală de acolo, care nu este fundamentală și care, nota bene, nu are legătură directă cu moartea tragică a fetei. Nu, este o chestie strict procedurală între niște oameni care au un contract de management semnat și pe care trebuie să-l respecte. Dacă prin această omisiune contractul acela a fost încălcat într-un punct sau două, nu înseamnă neapărat că ar trebui să părăsească funcția. Dar lucrul ăsta trebuie lămurit. Haideți să facem o petiție pentru lămurirea lucrurilor în acest caz. Și poate atunci demersul ar fi unul extrem de normal. Nu în felul acesta. Și acum să mai pune o problemă. Cui folosește o asemenea petiție? Eu sunt convins că ea a fost făcută din dorința aceasta de a susține imaginea liceului Petru Rareș, rezultatele, și este absolut normal, cel puțin unul dintre cei care au inițiat-o, îl știu, un tip extrem de implicat în acțiuni publice și tot felul de activități. Dar eu întreb, cui folosește? Pentru că celor din echipa managerială nu. Pentru ei era foarte ok dacă lucrurile mergeau pe o audiere liniștită. Cum se fac în învățământ asemenea lucruri? Nu cumva cineva stă la cotitură să le ocupe locul? Cred că ar fi interesant de văzut. Da, poate ne vom lămuri în timp. Bun. Asta cu contraperformanța respectivă, pentru că încă nu știm și nu ne-am lămurit dacă elevii din țară care au organizat și cu elevii din Piatra Neamț care au organizat aveau sau nu aveau vreun cadru instituțional
vorbesc de un contract, și cu ceilalți, cealaltă entitate numită Asociația Părinților. Pentru că dacă n-aveau lucrurile, m-am mai spus-o în această emisiune, nu sunt foarte ok. E vorba de manevrarea banilor, atâta tot. Gata cu subiectul ăsta, haideți să mergem și la alte lucruri, de data asta mai frumoase. De exemplu, la Piatra Neamț, în weekend, a avut loc un festival. Urbea Food Fest. Au venit niște oameni cu niște chestii acolo, lumea s-a dus, a comandat, a servit, până aici s-au mai văzut lucruri. Dar pe lângă asta, protagoniștii care au venit au făcut și spectacol. Și tot felul de demonstrații, etc. Partea frumoasă a lucrurilor e că au fost implicați și copiii. Să nu credeți lucrurile astea cu demonstrațiile, nu sunt, ca să ziceți dumneavoastră, pe bani. Astea au fost făcute de oamenii ăștia, tocmai din dragostea pe care o au pentru ceea ce fac, și să atragă copiii spre acest fenomen al gătitului. Au venit mai mulți, au făcut și eu acum nu vreau decât să vă arăt niște fotografii de acolo, ca să vedeți cât de pasionați sunt și copiii care sunt acolo, dar și cei care au grijă ca ei să învețe ceva. Nu mai vorbesc de părinții super încântați care fac poze din toate pozițiile și încearcă să imortalizeze momentul. Ia uitați-vă acolo. De data asta putem spune că acest festival și-a atins scopul nu atât prin vânzări, cât prin mesajul transmis comunității locale. Și este o învățătură pe care ar trebui să o acumuleze cei care conduc destinele orașului, ca acest gen de manifestări să fie întotdeauna dublate de așa ceva. Eu vă garantez că acești copii care au fost și au gătit, au făcut biscuiți până la urmă, suntem în zona în care, de unde a plecat și bancul acela cu biscuii, Maria ta, deci este ok, la anul vor aștepta evenimentul și alături de ei vor mai veni încă 3-4. Nu le vor ajunge 6 cuptoare să facă biscuiți la Piatra Neamț, cred că o să le trebuiască vreo 20 sau să facă demonstrații de dimineața până seara. Pentru că au găsit cum să facă. Iar după demonstrație să le mai faci și o prăjitură făcută acolo, în fața lor, și să le o dai și să fie și foarte mulțumiți, e mare lucru. Deci, putem vorbi la nivelul ăsta despre performanță. Lucru care nu prea am avut ocazia să-l spunem la toate șușele și șușanelele care s-au făcut până acum în județul Neamț, și nu mă refer numai la Piatra Neamț aici. Că tot vorbeam de șușe și șușanele, nici acum nu știu dacă cumva între timp avem rezultatele de la concursurile de hipism sponsorizate de Consiliul Județean Neamț. Mi se face semn din redacție că nu. Aia este o performanță și o contraperformanță. Performanța este să persisti în prostie, în indolență și să dai niște bani fără să te intereseze ce se întâmplă cu ei. Nu mai vorbim că banii îi dai, faci contractul cu federația și banii îi dai la o asociație. Și atunci stau și mă întreb, oare ăia cât o fi fost acolo? Cred că 80.000, nu mai țin minte. S-au dat. Nu puteau fi folosiți, de exemplu, cu Consiliul Județean, partener la chestiunea care s-a întâmplat în centru
și să vii cu 80... Vă dați seama ce purcoi de bani acolo, să faci ceva pentru copii și cu acești oameni care au venit aici. Și numai pentru asta. Deci performanță și contraperformanță în Neamț. Acum, dacă mai vorbim despre lucruri bune care se întâmplă, vreau să vă semnalez că sâmbătă și duminică, la Grințieș, a avut loc cea de-a șaptea ediție a Festivalului Haiducilor. Acest festival a pornit de la ideea și pasiunea unui om, Daniel Diaconu, profesor de istorie, cercetător, doctor în istorie, om cu cărți publicate, om care oricând putea să fie profesor universitar, a avut ofertă în acest sens, putea să meargă. Are cunoștințe, are tot cunoștințele necesare pentru a face lucrul ăsta. Timp de 6 ani a organizat acest festival, el a căpătat o identitate, se desfășoară într-o poiană numită parcă poiana lui Vasile cel Mare, dacă nu mă înșel, e, acolo s-a creat o ceată, ceata lui Vasile cel Mare. Vasile cel Mare a fost un haiduc al zonei. Ei bine, an de an s-au întâmplat lucruri acolo. Anul acesta, profesorul Diaconu a fost doar co-organizator, s-a ocupat primăria. Important este că s-au preluat lucrurile bune și că la Grințieș au continuat spectacolele, au continuat concursurile specifice zonei, inclusiv proba de tăiat cu beschia, de aruncat baltagul. Bine, asta cu baltagul e mai complicată, că nu prea ajungea baltagul până la țintă, dar a încercat și primărița de acolo, primarul de acolo, Ana Buștian, au încercat și alții, nu contează, important e că s-a încercat. A fost și proba aceea cu caii care trag niște bușteni spre, cum să vă spun eu, spre, nici nu știu cum să mă exprim, să nu jignesc. Știți ăștia de la ONG-uri care, domne, cum să pui calul să tragă un buștean? Deci calul, puneai, trebuia să pui invers, bușteanul să tragă calul, ca să poată să miște. Dar oamenii s-au simțit bine și, nota bene, au fost foarte mulți oameni veniți, nu vorbesc din țară, că din țară vin, dar au fost oameni veniți din străinătate acolo. Și pentru că vorbim de performanță și contraperformanță, acum vorbim despre performanță, vreau să vă arăt un scurt interviu luat acolo cu un om plecat de 12 ani la Paris, care a venit din Grințieș, care a venit cu niște prieteni din Franța la această manifestare și francezii erau pur și simplu uimiți de ce se întâmplă și o să vedeți și ce spun și cum spun. Eu vă spun la revedere pentru astăzi, lăsăm materialul final după care se încheie emisiunea și să ne vedem cu bine mâine. Am o promisiune pentru participarea la emisiunea de mâine, dacă ea va fi finalizată, concretizată, sigur vom avea o emisiune interesantă dimineață de la 8:30. Condiția e ca invitatul să poată ajunge la emisiune și va fi interesantă și sigur, un pic contodentă. Nu mai știu nici să vorbesc, semanez și eu câte o petiție. Ne oprim aici, dumneavoastră urmăriți materialul filmat. Nici nu o să vă întreb de ce sunteți aici, ce motiv v-a dus. O să vă întreb doar ce impresie v-a creat locul acesta, oamenii, muzica de aici, tradiții, pentru că ați văzut, se întâmplă multe pe acea scenă și de asemenea se întâmplă multe în jurul acelei scene. O să vă rugăm să ne spuneți care este impresia dumneavoastră legată de locul acesta și de pământenii acestui loc. Dincolo de cum ați organizat evenimentul și felicitări de altfel celor care l-au organizat, doamna primar, o inimă de om, o vedem că e hotărâtă și determinată și face lucruri frumoase. Să creezi un festival nu e ușor, e o misiune complicată, e aproape o vocație și dincolo de a-l crea trebuie să-l întreții ca să-l permanentizeze și mai complicat.
deja apreciem foarte mult lucrurile astea și emoția ne cuprinde pentru că vedem că românii încearcă să se organizeze în jurul tradițiilor lor, în jurul a ceea ce îi unește și face frumos dintotdeauna. E important totuși și cum am ajuns aici, că nu e o întâmplare, dar e o întâmplare în sensul în care oamenilor buni, oamenilor care universul face în așa fel încât întâmplările de fapt sunt organizate, au o logică și au o cursivitate. Și practic noi ajungem aici dintr-o întâmplare, dar pentru noi nu e o întâmplare, e un lucru care ne binecuvintează sufletele și pe mine mă bucur în primul rând pentru că reușesc să transmit și să arăt unor prieteni ce sunt eu. De când am ajuns la Paris, știu precis, de 12 ani, vorbesc celor din jurul meu că sunt români sau că sunt străini de acest sentiment al identității. Cu cât mai mult îl păstrăm, cu atât mai solizi suntem, știm cine suntem și știm ce ne protejăm, ce valori ne protejăm. Deci întâmplarea asta, de fapt, organizează lucrurile în așa fel încât prietenii noștri sunt impresionați de ceea ce văd, iar eu mă simt binecuvântat pentru că mă mândresc cu țara și cu oamenii și poporul din care vin și mă trag. Mi se pare extraordinar că astăzi am avut aici reprezentanții ai comunității românești din Dallas, din Statele Unite, da, care ne-a prezentat una dintre doamnele de acolo, ne-a prezentat și un costum național, un port popular românesc autentic, vechi de vreo 75-80 de ani, și tot de acolo desprind o altă satisfacție, aceea a neuitării identității românești și apartenenței la acest popor, la această glie bună, străbună românească. Și din acest motiv vă felicit și pe dumneavoastră și pe toți cei pe care i-ați adus, iată, de la Paris, înțeleg că sunt arhitecți. Ce frumoasă e arhitectura unui popor, dincolo de lucrarea tehnică, aceea de suflet. De aceea v-aș ruga să-mi spuneți care este impresia lor despre, ok, mesajul am înțeles pe care vreți să-l transmiteți și pe care vă bucurați că reușiți să găsiți pârghii în astfel de evenimente, cum ar fi acest festival. Dar care este reacția lor, care este satisfacția sau insatisfacția, care este până la urmă percepția asupra ceea ce se întâmplă aici? Deși practică meseria de arhitect și sunt foarte priceput și foarte bun, pentru că Parisul este un loc foarte exigent din punctul ăsta de vedere, un spațiu exigent ca să te exprimi arhitectural, în arhitectură, ei sunt impresionați în primul rând de arhitectura sufletească. Nu e o arhitectură impresionantă la noi în țară, să spunem, nu avem poate un patrimoniu. Asta e și poate o critică, că am trecut istoric, am trecut prin contexte foarte dificile și diferite față de ceea ce s-a întâmplat în vest și în occident, dar arhitectura noastră în primul rând e una sufletească, pe care o vezi imediat. O percepem din prima privire, vedem că oamenii sunt diferiți și ei văd că oamenii sunt diferiți pentru că ușile acestor oameni se deschid, oricare ar fi ele, că sunt fizice ale caselor lor și suntem invitați aici, am fost invitați în case ale sătenilor de la secu, de unde eu m-am mutat în perioada asta. Dar în primul rând ușile lor sufletești, bunătatea lor, generozitatea lor, te invită în intimitate, îi invităm, pentru că eu mă simt parte din acest popor și cred că îmi doresc să-l reprezint, îi invităm pe oricine ar fi, străin sau de neamul nostru, în intimitatea noastră, deci deschidem ușa unui spațiu arhitectural care arată generozitate, bunătate, bună cuvință și identitate. Revin la cuvântul ăsta, că pentru mine e important, o identitate, cine suntem. Vrem să fim oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, oameni buni. Eu vin din Harghita și batem foarte tare monedă și cred eu pe bună dreptate pe multiculturalitate și pe toleranță. Este extraordinar să putem, nu doar să încercăm, ci și să reușim să fim astfel, nu-i așa? Eu zic că suntem toleranți, poate câteodată prea toleranți, și mă refer aici la, nu vreau să fac politică, dar suntem toleranți cu cei care ne conduc. Trebuie să fim toleranți cu cine, toleranța e ca un dar, nu poți să fii tolerant cu cineva care nu-l merită, adică trebuie să dai șansa unui om și în felul ăsta ești tolerant cu el. Dar dacă omul nu se schimbă și clasa noastră politică arată semne grele că ar vrea să se schimbe, nu putem fi toleranți. Trebuie să afirmăm ce vrem, trebuie să spunem ce ne dorim. Mă bucur că o am alături de noi pe Adina, care și ea e un român de mult timp plecat în Paris.
Dar înainte, poate dacă am putea să o întrebăm și pe ea cum se simte în atmosfera de la Grințieș, m-aș bucura totuși să avem un răspuns direct de la ei, de ce cred și simt. Să vedem, să ne spună ce reacție au ei. O să las pe Adina să traducă ce spune unul dintre ei. Atunci, Adina, să întrebăm pe ei care este percepția lor asupra ceea ce se petrece aici, care este reacția sufletească și morală, pentru că s-ar putea să avem două reacții aici, una a minții și una a sufletului. Aceasta este o sărbătoare câmpenească, dar e tradițională, este festivalul haiducilor și mi-ar plăcea ca din plecarea de aici să avem și la Paris 2-3 haiduci de la festivalul haiducilor de la Grințieș. Bine? Hai să vedem, să întrebăm, să vedem ce ne spun ei, da? Regulă, cu mare drag. Ce să întrebăm. Da, să întrebăm. Sammy, c'est toi. Comment te retenir? Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'ambiance ici? Qu'est-ce que c'est que tu ressens dans ton cœur et dans ton et avec ta réaction aussi par rapport à ce qui se passe? Et est-ce que tu apportes ça à Paris? Est-ce que tu penses devenir un Robin de Hood? Non, je ressens beaucoup de joie parce que nous en France, ces ambiances-là, on les trouve dans des villages, et cet esprit communautaire, cet esprit d'exaltation de la tradition et en même temps être ancré dans la modernité, on voit ça dans les villages. Mais au fait, on trouve ça à l'échelle de la Roumanie et c'est très beau, à l'échelle de région et tout ça. Et je pense que la Roumanie représente un peu tout ça, quoi. A regăsit aici o atmosferă câmpenească pe care a trăit-o și în Franța și e fericit să găsească puncte în comun și o atmosferă specifică pe zonei noastre montane. Qu'est-ce que c'est que tu ressens avec ton cœur quand tu es là? Ce simți în inima ta când ești aici? Je ressens surtout beaucoup de bienveillance de la part des personnes qui vivent ici. Beaucoup d'acceptation, d'invitation à partager les traditions locales, les danses locales. Il y a une vraie générosité et ça, on peut être que, comment dirais-je, agréablement surpris de cette invitation. Găsește că oamenii sunt foarte ospitalieri și foarte gentili aici și este foarte bucuros să se regăsească în atmosfera pe care noi o dăruim. Transmiteți-ne că și noi suntem bucuroși că sunt aici. Alors ils ont dit qu'ils sont contents que vous êtes là, présent, que vous sentez un peu l'ambiance romaine, et ils espèrent que vous allez amener avec vous à Paris un peu de cet esprit de Robin de Bois. Ce qu'on sait, c'est qu'on va apporter un peu de l'ambiance de Paris à cet endroit, surtout. Ceea ce știm este că am adus și noi un pic de atmosfera din Paris aici la dumneavoastră. Merci, Sammy. Merci beaucoup. Mulțumesc. 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 În contextul interviului pe care l-am realizat cu grupul acesta minunat care vine de la Paris, de arhitecți, noi i-am făcut din arhitecți tehnici, i-am făcut arhitecții ai sufletelor și ei au venit aici să participe la o sărbătoare de suflet, la Festivalul Haiducilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că s-a potrivit atât de frumos prezența lor aici? Oare n-ar fi un semn de la Dumnezeu să mărim, să creștem, să extindem acest festival și să-l facem unul internațional și să avem haiduci și la Paris? Cu siguranță, ne bucurăm și chiar aș vrea să, la anul să vină ei cu haiducii lor aici la noi și atunci ar fi nemaipomenit. Facem schimb de haiduci, după aia mergem noi cu haiducii noștri la ei și va fi super! Despre asta vorbim, oameni buni, nimic nu e întâmplător și socot că bunul Dumnezeu ne-a pus împreună astăzi cu un anume motiv. Haideți să nu lăsăm acest motiv să treacă pe lângă noi și să îl ajutăm să, dacă e o sămânță, e talentul acela divin, să rodească, să crească, să se înmulțească și să ne aducă bogăție sufletească și satisfacție. Vă mulțumim, doamna primar, un gând pentru prietenii parizieni, dar și pentru cei locali, ai autohtoni. Noi i-am primit cu toată inima pe francezi, ne-au fost dragi din prima, deci a fost așa un vibe frumos. Ne dorim, știți, noi avem inimă mare. Știm. Și vrem toți să încapă în inima noastră.
Îi așteptăm cu drag și la anul și pe ai noștri deja, na, la 7 ani suntem cumva în familie. E un eveniment de familie. Da, uite, am avut și un film, nu? Haiducii lui 7 cai. Iată, avem 7 ani, Haiducii lui 7 cai. E ceva din istoria noastră cinematografică și până la urmă tradițională cumva. Și iată că avem și parizieni, avem și străini. Dea Domnul ca acest festival să crească an de an, doamna primar. Vă felicităm pentru efort, știm că nu e ușor, dar vă felicităm și pentru faptul că arătați deschidere și disponibilitate la nou, ceea ce este extraordinar. Nu sunteți încorsetată în angoasele sau în cumva chingile acelea, corsetul trăit, trecutului, și că pășim cu încredere spre viitor. Așa că o ultimă rugăminte mai am. Să ne spuneți care este intenția dumneavoastră legată de această comunitate și ce părere aveți, cum se va derula pe viitor festivalul acesta. În primul rând, am o echipă fantastică în spatele meu și asta contează foarte mult. Deci la orice organizare de eveniment trebuie să ai oameni în spate. Clar. Dacă n-ai niște oameni care muncesc așa din toată inima, nu se realizează cum vrei să fie. Primul lucru, oamenii. Apoi, da, vrem să ne extindem. Chiar ne gândeam în partea de sus să facem loc pentru corturi, să mai stea lumea, să vină cu 3 zile înainte, de exemplu. Să-i cazăm aici, să se bucure de natură. E o priveliște superbă, e pădure, e aer curat, e ceva mirific. Noi zicem că o să crească. Deci s-au văzut progresele așa, câte puțin, câte puțin în fiecare an. Eu zic că la anul va fi mult mai... O lăsăm așa ca pe o surpriză. Ceva vedem noi, ne gândim. Mulțumim tare mult. Pregătiți-ne că noi venim. Okay. Doamne ajută, Doamne ajută.